Cum să trezesc cât de cât instinctul de pază în câinele meu? Am un beagle. Simplu. Prin căutare multă și intensă pe Google. Cum poate să facă un beagle pază? Câți beagle ai văzut să facă pază? Și întreb așa în general, de ce toată lumea vrea câine de pază? Câți dintre oameni pot să controleze un câine de pază? Câți dintre oameni au ideea sau nu? Câți dintre oameni conștientizează că paza nu se face până nu există disciplină și paza se face cu un atentator sau cu un instructor care are experiență, care știe ce face? Nu vă mai cumpărați manșoane, perinițe, aiurea și nu știți să le folosiți, ori vă inhibați câinele, ori îl aduceți în starea în care devine instabil psihic, crizat, necontrolat. Lucrați parte de disciplină cu toți câinii, lăsați partea de pază la o parte, pentru că nu e pentru oricine. Și atunci când aveți nevoie de pază, luați legătura cu un dresor. Paza nu se face online, paza se face fizic și abia după ce există disciplină. Numai bine!